Este un eveniment special, un eveniment inedit pe piața din România. Numele este deja un simbol, Breaking the Walls, în momentul în care am auzit cum se va numi evenimentul, am fost foarte încântată. O să vă rog să aveți puțină înțelegere, o să mai rugăm niște scaune, cât de curând, dar pentru că dorim să ne încadrăm un program, vreau să începem. Și am să vă rog în liniște, mai ales echipa de la hotel, să introducă scaune, ca să reușim să ne desfășurăm. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență încă o dată. Mă bucur să vă văd într-un număr așa de mare. Sunt Marta Ușurelu, sunt redactorul șef de la revista Viz și sunt onorat să fiu organizator evenimentului de astăzi. Este un eveniment cu foarte mult suflet, un eveniment care a necesitat o inițiativă fără seamă pe această piață și aș vrea să felicit din suflet echipa de la Intro și de la Peco și aș vrea să vă rog să începem cu niște aplauze frumoase pentru Claudia Chirilescu aici de față și pentru Mihai Dorești. Sunt oamenii care au pus la cale acest eveniment, oamenii care au ales speakerii frumoși de astăzi. Și aș vrea să dau cezarului cei al cezarului, să invite pe Mihai să vină să vorbească, să ne dezvăluie secretul și ideea din spatele acestui eveniment. Te rog, Mihai. Mulțumesc, Marta, bună dimineața. Planul nostru inițial era să punem vreo 60 de scaune, am gândit, ok, dacă se ocupă 30, vedem, mai adăugăm. Sunt foarte bucuros să văd atât de multă lume. Pariul nostru a fost să încercăm să aducem la o altă oameni care vin din zona de estetică, arhitectură, design, zona de business, dar și zona de experți în tot ce înseamnă comunicare, management, branding. Speranța noastră este că acesta nu este un eveniment singular. Sper din tot sufletul să ne vedem chiar și la anul. Poate cu și mai mulți speaker și cu o paletă ceva mai mare de discuții și de subiecte. Motivul pentru care ne-am gândit să organizăm astfel de conferință a fost faptul că spațiile de birou din România încă arată destul de trist. Lucrurile nu evoluează suficient de rapid. Vedeți și voi ce se întâmplă în străinătate, mai ales în America. Apar pe bloguri interioarele de la Google sau alte companii din zona de digital și IT. Organizațiile încep să arate diferit pentru că nevoile noastre sunt diferite și tehnologia, evident, evoluează foarte tare. Invitații noștri speciali de astăzi, cărora le mulțumesc din tot sufletul că au decis să vină să țină o mică prezentare astăzi, vor încerca cumva să surprindă acest lucru care ne preocupă pe noi foarte mult și mai ales pe cei de la Teco. Teco este o companie care aranjează birouri, face fit-out-uri, le face capcoadă de la A la Z. Și își doresc foarte tare să aibă clienți mai îndrăzneți, din ce în ce mai mulți. Aș vrea de asemenea să mulțumesc echipei de la Vitra, care a fost în permanență în spatele nostru și cu susținere pentru acest eveniment. O să aflați mai multe despre ce înseamnă Vitra în seara, dimineața asta, s-a obișnuit cu evenimente de seara, scuzați-mă. De altfel avem doi speakeri din echipa Vitra, o să fiți fermecați de lucrurile pe care le-au de spus. Cam atât. Aș vrea să îl prezint eu pe Ștefan. Ștefan vine cu o abordare destul de interesantă. Ce înseamnă branding? Branding, când ne gândim la branding, ne uităm la ambalaje, la felul în care arată spațiile comerciale, packaging, dar ne gândim mai puțin la cum arată, ce înseamnă branding-ul pentru organizații și cum poate să arate branding-ul în interiorul unei companii. Sunt și eu foarte curios să vă prezentare. Te rog, Ștefan. Mulțumesc.